Stimați telespectatori, iubiți prieteni, mă bucur să fim din nou împreună și să continuăm cu cercetarea epistolei către Romani. Și am ajuns la capitolul 12. În emisiunea precedentă am dezbătut, Problema chipului viacului, amintindu-se că aceasta se referă la mentalitatea pe care o au oamenii în fiecare generație. S-a subliniat în rândul trecut modul în care oamenii au diferite preferințe pentru putere politică, pentru cucerire de teritorii, alții pentru filozofie, alții pentru religie. Și în ultima analiză s-a mintit și problema care este foarte mult dezbătută în lumea creștinilor evanghelici. Problema ținutei, și aceasta este o problemă foarte delicată care încă nu este rezolvată. La fiecare comunitate există câte o rânduială pusă, câte un regulament de ordine interioară. Desigur că vom ajunge să dezbatem mai amănunțit problema aceasta când vom ajunge la studierea cărții I Corinteni. Dar... Consider că este necesar acum să amintesc. În Cartea de Oteronom, în capitolul 22, se face o interdicție. Și aceasta cu siguranță că se referă la modul cum trebuie să se îmbrace. Poporului Dumnezeu. Să existe o deosebire. Între bărbați și femei. În versetul 5 se face mențiunea: Femeia să nu poarte îmbrăcăminte bărbătească, și bărbatul să nu se îmbrace cu haine femeiești, căci oricine face lucrul acesta este o uriciune înaintea Domnului Dumnezeului tău. Se pare puțin șocantă această recomandare, această poruncă. Aceasta a fost dezvoltată foarte mult. Este încă foarte frecvent în majoritatea bisericilor evanghelice și mai ales a cultelor evanghelice neoprotestante. Se punea problema dacă femeia are permisiunea să poarte haine bărbătești, altfel spus, să poarte pantaloni. Și dacă este permis bărbatului să se îmbrace cu haine femeiești, să aibă un fel de fustă și să creeze așa o confuzie între distincția pe care o are partea masculină și cea feminină. Aș vrea să subliniez că atunci când a fost dată legea aceasta, lucrurile păreau să fie tocmai invers în comparație cu ceea ce înțelegem noi, haine bărbătești sau haine femeiești. Toți bărbații lui Israel toți romanii și toți grecii, mă refer la faptul că ei erau îmbrăcați cu un fel de fuste, care ați avut ocazia să studiați istoria aceasta și să vedeți cum luptătorii trebuiau să fie foarte legeri în mișcările lor. Și spre deosebire de aceste haine pe care le aveau bărbații, care chiar se mânau cu niște haine femeiești femeile umblau cu șalvare. Femeilor nu le era permis să umble cu picioarele goale, așa cum erau bărbații care erau gata de luptă, chiar și cu armura pe care o îmbrăcau, dădea un ton de masculinitate, în sensul că erau foarte legeri în mișcările lor. Și aici a fost o lege dată de Dumnezeu pentru ca să nu se inverseze lucrurile, în perioada istorică respectivă, femeilor nu li se permitea să fie cu picioarele goale, ceea ce la noi, în ora actuală, este ceva foarte caracteristic. Femeile umblă cu fuste câteodată chiar și prea scurte și își dezgolesc picioarele. Și pot să fie niște motive de provocare la niște lucruri care nu sunt sănătoase din partea celor care s-ar simți mânați de curiozitate să le urmărească cu privirile și poate chiar să aibă și gânduri necurate asupra acestui domeniu. Șalvarii erau așa un fel de pantalon lung ce cădea jos până la glesne și toate femeile în perioada aceea umblau îmbrăcate în felul acesta. Acum se pune problema dacă femeia, la ora actuală, în cultura noastră, pentru că aici este o problemă de cultură și nu este chiar așa de mare problema de interdicții din partea lui Dumnezeu legate de nevoile noastre spirituale sau o problemă care ar putea să afecteze relația noastră cu Dumnezeu după felul cum ne îmbrăcăm, dar este totuși o problemă interesantă. Pentru că se face această reglementare cu scopul curat de a se păstra o limită de demarcație, pentru ca persoanele masculine să poată fi identificate mai ușor și pentru ca femeile, la rândul lor, după modul vestimentației, să poată fi recunoscute și să se îmbrace în așa fel încât să aibă nota bunei cuvințe. Legat de această problemă, aș vrea să vă mărturisesc o experiență. În multe biserici, femeile creștine n-au permisiunea să se îmbrace cu pantalon. Am cunoscut o biserică foarte conservatoare, unde s-a produs un asemenea să-i zic incident, în ghilimele, una dintre creștine venea la biserică cu pantalon și ceilalți credincioși, invocând textul din Deuteronom, capitolul 22, versetul 5 pe care l-am citit, au mustrat-o. Femeia a încercat să explice motivația. Dar ei n-au luat în considerație. Despre ce era vorba? Femeia respectivă era un inginer, arhitect. Și aici se lucrează, și în timpul iernii. Trebuiau să se urce femeile pe schelă, să supravadieze lucrările, să coordoneze lucrurile. Și atunci, întrebarea se naște: Cum era mai cuvincios pentru o femeie? dacă se urcă și lucrează pe schelă la o construcție, să aibă o fustă sau să aibă un pantalon. Cum e mai cuvincios? Și mai ales dacă era și iarnă și era frig. A fost multă discuție pe tema asta. În cele din urmă, ceilalți creștini s-au gândit totuși că aceasta este o excepție de la regula generală. Dacă cineva lucrează la un stor și trebuie să se urce pe scară, pentru anumite mărfuri care sunt puse în rafturi, e mult mai cuvincios pentru o femeie să aibă pantaloni acolo. Aici se punea problema. Acum, bine, într-o astfel de circumstanță se poate face o îngăduință, dar și la biserică? Păi acum se punea problema, dacă scăpa de la serviciu la o oră întârziată și ar fi vrut să mai ajungă și la biserică, nu mai avea cum să se rezolve cu lucrurile. Venea așa cum era îmbrăcată. Aici, în cultura americană, nu se mai pune problema aceasta. Vreau să subliniez de la bun început că Apostolul Pavel a avut o intenție curată să ducă Evanghelia mântuitoare la greci care nu se potriveau deloc în ținută în raport cu cei care erau în Israel. Și în felul acesta. Nu se punea accentul atât de mult pe schimbarea vestimentației, cât se punea mai mult accentul pe viața spirituală și pe modestie, măsura tuturor lucrurilor. Să fie evlavioase, să nu atragă privirile după ele cu un fel de costumație care creează un fel de provocare pentru oamenii ușuratici. Și aceasta este o formă de manifestare prin care intervine, așa cum spune Domnul nostru Isus Hristos, că cineva păcătuiește, dar întotdeauna are o motivație. Nu este bine ca creștinele noastre să umble cu pantalon din aceea, dacă tot e vorba de vestimentație, care să fie gata să pleznească pe corp, să fie așa de strâns pantalonii aceia, încât să creeze așa o situație dificilă. Dacă este la un lucru de așa natură unde trebuie să poarte această îmbrăcăminte, atunci să fie puțin mai lărguț și să nu fie niciun motiv de provocare pentru a-și arăta configurația fizionomiei. Asta este o problemă de educație creștină și nu se poate pune problema în societate, pentru că societatea se călăuzește după alte principii. Cred că este suficient la ceea ce v-am prezentat aici în legătură cu Ideea aceasta cu hainele și cu îmbrăcămintea, că nu este vorba de a încorseta pe oameni într-un sistem să se sufoce de căldură, într-o condiție în care nu este strict necesar să se păstreze o anumită restricție. Sau, într-o altă situație, ca să fie un ger atât de mare, femeia să fie obligată să lucreze, să se urce pe o scară, pe undeva, pe niște schele sau pe niște rafturi, în cazul storurilor de mărfuri. Nu trebuie să fim chiar așa de înguști, nu trebuie să fim chiar așa de aspre judecători, pentru că Dumnezeu nu are în vedere chiar așa de mult problema aceasta, dar are totuși în vedere că în biserică trebuie să existe o anumită modestie specifică a celora care spun că sunt creștine, pentru că în această extremitate s-ar putea să cadă și partea bărbaților întotdeauna să aibă câte ceva ieșit din comun, ca să atragă atenția cuiva. Oricum, în privința aceasta, sper că vom ajunge în 1 Corinteni cu ajutorul Domnului și studiind această carte, vom prezenta mai detaliat condițiile pe care Apostolul Pavel le pune în cadrul bisericii. Una este comportarea în societate, în serviciurile care sunt așa diferențiate și cu probleme speciale. Și nu trebuie să facem niște norme atât de rigide, pentru că Dumnezeu nu asta urmărește în scop. Când oamenii au primit cuvântul Evangheliei din triburile păgâne, mulți dintre ei erau goi și acum mai sunt triburi care sunt așa lipsiți de orice îmbrăcăminte. Sau, am zice noi, o îmbrăcăminte foarte sumară. Un simplu shorts și mai mult nimic. Și în privința aceasta este chestiunea de cultură. Și aș accentua încă o dată: e mai mult o chestiune de cultură decât o chestiune de credință privind problema aceasta. Dar, cât privește părerea mea personală, eu mă bucur să existe o regulă în cadrul bisericilor evanghelice și. Oamenii să se acomodeze unei norme de conduită normală, să nu aibă lucruri exagerate, ieșite din comun și, în felul acesta, să fie un motiv de discuții, de provocare sau de potignire, așa cum s-a făcut referirea. Avem acum continuitatea privind ceea ce Apostolul Pavel consideră necesar. Să se adreseze vieții interioare a Bisericii Creștine. Și de la versetul 3 din capitolul 12, având continuare de la emisiunea precedentă, Apostolul se adresează tuturor. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia din voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțuri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fie căruia. Aceasta este o plagă în bisericile creștine evanghelice. Sunt oameni care au anumite daruri înnăscute, unii au darul și moștenesc darul cântărilor. Alții au darul să comunice cu semenii lor. Au vocație, au și dicție, au tot ce e necesar pentru un om care se respectă și vrea să comunice și cu alții. Și au daruri acestea înnăscute care pot fi îngropate dacă nu sunt folosite, sau care pot să fie îmbogățite printr-o preocupare continuă în domeniul acestui scop. Acum stau și mă gândesc la ceea ce spune aici Apostolul Pavel. Oricine are câte ceva deosebit, fie că este vorba de un dar înnăscut, moștenit pe cale genetică, pentru că se transmit anumite valori și pe cale genetică la urmași, dacă cineva are un dar deosebit și observă că este superior față de celălalt care nu are darul respectiv, aici se face o recomandare. Fiecare să aibă o părere potrivită, așa cum se cuvine despre sine, să nu aibă o părere mai înaltă și să se considere că dacă posedă vreun dar, fie în biserică, fie în afara bisericii, în preocupările lui de zi cu zi. Să nu se considere acum superior, să se îngânfe și să aibă o atitudine arogantă față de ceilalți pe care consideră că n-ar avea aceste calități de care dispune el. Pentru că acest lucru este urât înaintea lui Dumnezeu. Și foarte mulți creștini cad în păcatul acesta. Să aibă <coughs> o părere mai înaltă despre ei înșiși decât se cuvine, datorită acestor daruri. Pe care Dumnezeu le-a împărțit unor oameni, chiar dacă încă nu s-au întors la Dumnezeu, și care posedă această moștenire genetică favorabilă privind calități deosebite. Și aici, în credință, cu atât mai mult se pune problema. Pentru că se face aici o comparație. Căci, după cum într-un trup avem mai multe mădulare și mădularele n-au toate aceeași slujbă, tot așa și noi, care suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. Și acum începe să se facă o investiție a valorilor spirituale din viața internă a Bisericii, prin care se scoate în evidență pericolul pentru cel care a primit un dar din partea lui Dumnezeu să se considere superior și în felul acesta să ajungă să pretindă să spună și primul și ultimul cuvânt. Sunt atâtea cazuri unde oamenii care au fost dăruiți cu lucruri valoroase, neștiind să le folosească spre slava lui Dumnezeu, au încercat să facă abuz și să le folosească în folosul afirmării personalității. Și acesta este păcatul cel mai grav, păcatul mândriei. Dacă te consideri superior față de alții pentru că ai primit ceva din partea lui Dumnezeu, atunci e cea mai mare greșeală. Și aici spune așa Apostolul Pavel, deoarece avem felurite daruri după harul care ne-a fost dat. Cine are darul prorociei, să-l întrebuințeze după măsura credinței lui și să nu se creadă acum un om grozav că are darul prorociei, pentru că darul acesta a fost primit din partea Duhului Sfânt și, prin urmare, el nu are niciun merit deosebit. Dacă Dumnezeu l-a făcut să fie cu această abilitate în destirea cuvântului lui Dumnezeu, sau în manifestarea darului profetic, el trebuie să conștientizeze că nu are nimic din ceea ce îi aparține, ca un produs al transpirației, ci ca un dar care a venit din partea lui Dumnezeu, pentru care este motivat să se umilească, să se zmerească, să fie modest, pentru că aceasta este o caracteristică a omului educat. Apoi, Să-l întrebuințeze după măsura credinței lui, să nu treacă peste linie, să nu facă abuz, pentru că pagubele sunt imense și de multe ori se aduce un deserviciu intereselor Evangheliei prin această afirmare a personalității, datorită unor daruri de care oamenii dispun în mod deosebit. Cine este chemat la o slujbă, să se țină de slujba lui. Și aici cu problema slujbelor, iarăși este o problemă extrem de delicată. Dumnezeu a rânduit în biserică slujbe. Și dacă cineva beneficiază de o slujbă în biserică, acum să nu creadă că el trebuie neapărat să fie superior față de toți ceilalți, ci în smerenie, în supunere față de Dumnezeu, în comunicarea aceasta liberă, fără nicio urmă de îngânfare și de mândrie. Și de afirmarea personalității, să slujească lui Dumnezeu cu respect și să-i mulțumească lui Dumnezeu că a primit un asemenea dar. Acesta este un lucru extrem de important în bisericile noastre. Aici spune așa: cine învață pe alții să se țină de învățătură. Și acum să nu facă pe doctorul doctor, profesor. Și tot ce spune el trebuie să fie neapărat fără posibilitatea de a se mai. Găsi încă necesitatea să se pună o virgulă sau un punct. O, Doamne, ajută-ne și ridică darurile și slujbele în biserica ta. Să nu mai avem probleme de genul acesta. Duhul lui Dumnezeu, înțelepciunea care vine de sus, este curată, blândă, pașnică, ușor de înduplecat și nu are pretenția să domine asupra altora, ci este, așa cum s-ar spune, oaie între oi. Doamne, ajută-ne să ne putem conștientiza limitele în care ne-a așezat Dumnezeu. Vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și vă îndemn în continuare să urmăriți aceste recomandări, pentru că sunt de foarte mare valoare în ce privește comportamentul nostru în relațiile pe care le avem cu Domnul, cu semenii și mai ales în relațiile pe care le avem cu frații de credință în biserică. Ne revedem la emisiunea următoare și mă bucur din suflet că putem fi din nou împreună. i mean